Salut tuturor, sunt Snig și astăzi vom face părerea mea despre cum au ajuns youtuberii astăzi. Episodul trecut am făcut părerea mea despre ce a ajuns youtube-ul astăzi sau cum a ajuns youtube-ul astăzi, acesta fiind un nou comentariu legat cam 40% pe același subiect. Țin să menționez din nou, e doar părerea mea. Am văzut că în comentarii au fost și... Nu, uite, la episod a fost de căcat și eu am zis, mamă, bă, cât mă bucur, mă, că a venit unul de ăsta, serios, chiar m-am bucurat că a venit și unul de ăsta. Uh, și au fost și comentarii în care am primit faze cu bă respect și de astea m-a bucurat că au înțeles unii. Mă rog, nu e vorba să înțelegi un anumit lucru, că nu veți lecția pentru mâine, e pur și simplu uh, un episod în care, mă rog, un episod mai mult audio pe care voi puteți să-l băgați în bară și să vă jucați. Um, eu îmi zic aici doar părerea mea, nu mă interesează de absolut uh, ce zice nimeni, adică au mai fost și comentarii, uh, mi-au mai zis că, bă, au fost de acord și cu mine și au fost și care, bă, na, cât de cât, dar hai totuși. Uh, oricum, am mai vorbit uh, aseară și cu alții care au zis, bă, uite ce ai făcut, ai bătut aproape, da, frate, am bătut aproape, bă, nu știu cum, ba, nu, nu știu cum, am zis, ba, acolo am zis așa, acolo nu, nu, nu am zis așa, nu ai înțeles ce am vrut să spun. Uh, și au mai fost unii care chiar au înțeles nimic din ce am vrut să spun. Acum să începem cu comentariu. Bă, uh, O să revin la faza din nou cu acum 2-3, maxim, hai 4 ani. Uh, eu nu eram pe YouTube acum... În ce clasă suntem? noua? Nu eram acum 4 ani pe YouTube. De acum 3 ani tot sunt. Dar de 4 nu, am, nu sunt pe YouTube. N-am făcut videoclipuri ca să știu cu ce se mănâncă. Acum 4 ani, în schimb, mă uitam pe YouTube. Uh, nu uitam la mine acasă, uitam la alții acasă pentru că atunci nu aveam calculator, hai zicem acum 3 ani, da? 3 ani când zicem am primit și eu calculator, uh, deci uh, ca să nu zic, ca să, dacă n-am fost gen, dacă nu știu cu ce să mănâncă, de ce să vorbesc. Bă, acum 3 ani, uh, youtuberi, deci nu eu să Ah, nici nu știu cum să spun. Apropourile astea, fiecare înțelege ce vrea din apropourile astea, de nu vreau să jignesc pe nimeni, pă, pentru că puțin mă doare pe mine ce face ăla, mai mult mă interesează ce fac eu. Puțin mă interesează că el are 500 de milioane de view-uri pe clip și eu am 1000. ale 1000 contează pentru mine, nu mă interesează de ăla. la să... Na, eu nu-l jignesc cu nimic, nu jignesc pe nimeni, zic doar pur și simplu ce cred eu, care se simte, se simte. Și cine crede, asta e, nu mă interesează, nu, nu mă interesează, oh my god. Bine. Bă, acum trei ani youtuberii, să zicem că mai că erau altfel, bă. Uh, cum a zis și într-un comentariu, erau mai competitivi, da? Atunci chiar, bă, să zicem, bă, chiar vreau să le la abonați pe la, hai, hai, frate, să văd, fiecare încerca să vină cu ceva nou, să facă o treabă. Uh, acum, după cum ați putut vedea, după cum puteți vedea, apare un joc nou și îl fac 15 persoane deodată, frate. Apare care îl pune primul, frate, face așa, dacă nu în schimb nu e categorizat pe faza aia. Bă, l-o pus unul mai mare, se uită lumea că l-o pus unul mai mare, l-o pus unul mai mic și a jucat la fel. O, poate chiar mai bine, poate chiar a avut un comentariu mai bun, nu contează, e mai ăla e mai mic de lângă colo. Este și faza asta, în schimb cu competitivitatea asta. Era vorba că atunci încercau, zicem, erau doi youtuberi, erau sau unul pe YouTube, da, bă, frate. Hmm, bă, eu cam sau cam cresc. Uiteți vă ce a făcut frate. A, uite, bă, o sină comentariu mai nou, vă că editează videoclipurile mai și șmichel. Da, frate, face față de da, da. Știi că m-a luat, în schimb eu am fost cam leneș, n-am mai crescut. Atunci era comp, com, erau mai competitivi, în sensul că era altfel, erau altfel episoadele, nu mai erau așa doar ca să fie postate. Cum ai zis cineva prin comentarii și se simte cine. Um, acum episoadele sunt postate, cum am zis, Minecraft Le Da, da bă. <laughs> și nu, nu, pot, deci nu pot să nu mă leg de faptul că azi am mai văzut din... Deci am, am mai stat jumătate de oră. Azi am stat jumătate de oră pe YouTube. Bă, frate, și îți mai apare pe la recomandate, nu știu, videoclipuri de-astea ciudate. Păi, așa, dai pe unul... Sau mai intru pe Facebook, știi? Pe Facebook mai dau scroll și văd... Văd pe grupurile de Minecraft, văd cum uh, alții își pun acolo un episod, nu știu cum. Bă, intru acolo, sincer eu intru și mă, să văd cu ce ce-o mâncat la episodul ăla. Și intru și vă, Minecraft Let's Play. Episodul 1. Începem lumea în forță sau început pozitiv. Și mă gândeam, bă, frate. Doamne. De, de, dacă măcar mai era la modă, frate, să încep cu o serie de survival. De acum, bă, să recunoaștem toți, e fact-up să încep cu o serie de survival. E, e super. Deci, de acum, dacă vrei să încep cu o serie de survival, nu mai începe, te rog. Așa am făcut și eu acum 2 ani. ai, ai o leu să în fața mea. Um, Așa am început și eu cu 2 ani, numai că eu n-am început cu asta. Eu am început cu episoade de cu un episod de block party, cu mai multe episoade de block party, ceva mini uri pe acolo și după am făcut o serie de survival, puteți să vă uitați dacă nu mă credeți. Uh, atunci block party-ul era un pic mai la modă și am zis: "Bă, hai să încerc să-l fac și eu, nu știu dacă o prins sau nu o prins. În schimb, acum e super fucking, nu știu, boring să încep o serie Minecraft Let's Play și te întreb. Și după. Uh, cum am spus și în episodul trecut, 100 de abonați, giveaway nu știu cum, ajungi frumos la 1000 subs, după vezi că strângi doar 15 like uri pe clip, unde este suportul, unde este suportul, share, like plus, nu știu cum. Ajungi frumos, mai crești în abonat, nu știu cum. Mai faci câteva colaborări, treburi chestii și după ajungi iar să n-ai vizuri, pentru că nu se poate, dar dacă nu te lansezi singur, dacă oamenii nu vin la tine singuri, nu se vor uita la, dacă vin de la alții, sunt mai puține șanse să fii super activi. Doar dacă chiar le place ceea ce faci, de asta trebuie să îți dai efortul, gă, să, să faci efortul să faci videoclipuri cât mai bune. Um, eu pot să spun cu mâna pe inimă că am crescut din live-uri. Um, când eram eu mic, făceam, când mic prin YouTube mă refer, făceam live-uri cu blog party, stăteam, v-am zis, stăteam eu și cu câțiva oameni... Um, știu că uneori mai dădeam link-ul pe, pe Minecraft acolo și pe Hypixel, pe Minecraft, nu știu ce mai era, mai erau câteva români și mai intrau, știi, și au, ajungeam și la 3 persoane, 4 pe live și eram ok, în schimb nu m-am ținut, ținut chiar de live-uri multe, momentul de față cred că am undeva la 100 de live-uri, în schimb atunci făceam chiar live-uri multe. V-am zis, nu a fost cineva care să mă crească, să mă... Uh, nu că n-aș fi vrut, că acum e oricum e la modă să știi ceva, a, îl știi pe ăla da, de acolo, a, da, mă, o filmat, da, mă, da, 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 da. Uh, acum, acum am legat de asta, hai să ne legăm și de episoadele acum. Uh, bă, orice youtuber, mă rog, 60% din youtuberi români cu Minecraft, trebuie să aibă o serie de survival games. Cand uh, când vezi în newsfeed survival games, Uh, ăla cu tărică o încărcat Survival Games, episodul 40. Cu tărică X a încărcat episodul 140, cu tărică X a încărcat XY a încărcat uh, Minecraft Survival Games. Ei bine, cu ce, cu ce poți uh, să intri? Să zicem că o aceeași sumă de abonați. Uh, cum poți să te ghidezi? Uh, acum nici, bă, nici thumbnail nu mai sunt făcute să te atrag, adică a, acum... Ar trebui să te ghidezi și după thumbnail să vezi, bă, stai, stai, hai mă, că, să zicem că thumbnail -ul mai merge, mă. Și când intri, nu are nimic, e boring as fuck și nu poți să... Nu vezi nimic interesant. În schimb, dacă îl vezi pe unul, bă, survival games, bă, ăsta vorbește, mă, nefie, vorbește, dă-l morții lui, dar vorbește, mă, nu știu, ține un comentariu acolo, cât se e E mai greu și să joci și să-ți un comentariu. Dar mai intru eu la unii, la unii nu contează acum câți români sau, sau american sau... Doamne, sirieni, ce-o fie ei. Și nu știu, ei joacă acolo, tac, tac, joacă, oh my god, mai tac, mai joacă, mai joacă, mai joacă, oh my god, l-am bătut pe ăsta. Și mă uit așa, bă, stau așa, pun, pun capul pe mână așa și mă, mă, mă uit, mă sprijin de, de scaun și mă gândesc așa, bă, când vorbește ăsta, hai valete, zici și tu ceva, nu mai, nu mai, oh my god, ce liniște, oh, mă rog. Am zis, episodele acum sunt puse F9, joci, a F9 ca să închizi. Deci F9 pornește salutare tuturor, F9 închis, la revedere tuturor. Doamne, să cu episoadele. Bă, eu, acum să mă critic și pe mine, pentru că autocriticarea este foarte bună. Și o fac la fel. În schimb, eu încerc să mă diferențiez prin alții când odată, la câtva timp, mai apare și un episod mai special. Mai apare cât un vlog, mai apare cât un montaj, mai apărut un montaj, mai apărut, apărut de-aia. Uh, o fost, o fost o treabă ok îi o treabă ok, adică eu acum, hai să zic, de ce nu aș episodul la rândat? Bă, că n-am timp, bă, sincer, acum, majoritatea n-au timp, prin care recunosc că nici eu n-am timp, așa, în schimb, încerc să țin un comentariu cât mai bun, încerc, fac și facecam ca să, bă, lucrurile astea sunt mici, adică, da, bă, dar și la face facecam, da, da, contează astea, contează, să vezi că totul face facecam, că totul vorbește, că totul și încearcă să facă cât mai bine. Uh, nu am un facecam foarte bun, nu am un calculator foarte bun, nu am o treabă, un microfon, o treabă. Acum cu câștile să mai mulțumim, doamne iartă-mă. În schimb, cu facecam ăsta, bă, m-am jucat cu el până mi-au ieșit setările astea. Nici nu vă dați seama cât o trebuie să reglez facecam-ul ăsta, să-l dau ca de contrastul. bagă ia aia, fă la la se miște. Că înainte, bă, când am început eu pe canal, Uh, bă, ăsta nu se mișca, e, am de foarte mult timp pe bă, ăsta, bă, se mișcă, se mișca în live, se mișca în lag, frate, în lag, se vedea blurat, pixelat, cum naiba, se vedea, să tot, tot vedea, bă, și m-am, bă, dacă nu am făcut și de-a palme de, doamne, iertă, nu mai vorbesc cu regata, mă rog, am încercat totuși, bă, mi-a făcut și o ram acolo și așa, muzică pe fundal, totuși, trebuie să te gândești la astea, când intri, mai sunt unii, trebuie să recunoaștem, Uh, bă, la un dat, când ajungi, să zicem, la un milion de abonați, să zicem că nu-ți mai permis să pui muzică pe fundal, ca ai foarte mult sub și, babe atunci, să zicem că ți i strike mai repede și de-aia nu, nu pui muzică pe fundal, nu. Uh, sincer să fiu, am nesincer să parcă stă la frate copilul ăla, uh, mă, părerea, da, părerea, am spus, mă plictisește foarte tare să văd un youtuber mai mare care, pur și simplu, a pază și îți face intro și îl vezi cum se joacă. Bă, nici măcar o, o, coloană sonoră să te țină pe fundal acolo. Bă, și melodia aia contează, frate. O reglezi potrivit, nu prea tare, nu prea încet. Te dă un pic mai încet ca tine, mă rog, relativ încet, mai încet ca tine. Tu să te auzi în principiu să fie o melodie care se potrivească cu videoclipul. Bă, contează astea, mă. Contează. Că nu poți să crești așa. Bă, Adică am văzut mă care au cred, pur și de bă, am, e plictisitor, sincer, e prea e plictisitor, nu știu, să vezi așa că pur și simplu ăla se joacă, n-are nici melodie, nici nimic, dar n-am. Na. zis. Uh, era legat de cum au ajuns astăzi, da. E, am zis că erau că era atunci spirit de competiție între youtuberi, erau, nu știu cum. Uh, bă, dar erau ca să te diferențiezi, uh, ca să crești, trebuie să fii diferit de alții. Uh, acum, acum ajuns YouTuberia? youtuberi azi? YouTuber se consideră și unul care are 100 de abonați. Da, frate, sunt YouTuber. eu, sincer, mă consider undeva la 40% YouTuber. ce înseamnă 40% YouTuber? înseamnă că nu mă consider din cauza numărului de abonați. YouTuber mă consider că... Trebuie să mă gândesc când postez și îmi fac griji. Bă, n-am postat, uite, bă, ce fac acum? Bă, dăm frate, să mă gândesc, bă, ce pot să filmez, mă, acum, să filmez? Am, am zis că postez. 1. Doi, mă gândesc, bă, faceți o leacă din niște în casă, mă asigur să fie ca să pot să filmez. Și chestiile astea, bă, oare ce pot, oare ce pot să mai fac, nu știu cum. Mai au legătura cu alții să mai filmez, nu știu cum. Asta înseamnă, mă gândesc, bă, fac tamnil, frate, stau, fac thumbnail, uh, caut, instalez melodii să pun pe fundal, uh, ce mai fac, uh, uh, nu știu, asigur să am background în spate pentru facecam. Uh, Sunt chestii care, na, la asta mă consider youtuber, dacă mă înțeleg, nu neapărat, nu le-am punctat foarte bine, dar la asta mă refeream. Uh, așa, de asta mă consider YouTuber, nu că am făcut eu 8000 sub, bă, frate, puțin acum, nu mă prea... Adică, îmi place mult că am reușit să ajung până la suma asta, e super ok, sper să ajung mai departe. Uh, uh, și... Hai să mai puntez un lucru. Uh, cam... Uh, <laughs> sincer toată lumea, uh, eu spun din punctul meu de vedere. După mine, și mai, am mai... Trebuie să recunosc. Uh, toată lumea, să zicem că ajung eu la, nu știu, dați un număr, 50, 50 de mii, hai să zicem 50 de mii uh, Fac un video special în care zic așa, vă mulțumesc tuturor, nu știu cum, nu știu ce, bă, chestia asta e mai plictisitoare decât mine la ora de francez uh, Am făcut și de-astea cu vă mulțumesc tuturor și mai zic și eu vă mulțumesc tuturor Bă, am mai zis, acum nu mai zic uh, Bă, nu știu cum, uh, e ca și cum ai... Nu le mulțumești lor, adică tu faci contentul ei dacă vor se uită. Pe principiul ăsta stai. Bă, dacă vrei te zi, dacă nu, pa, dacă nu-ți convine că... Mai zic unii că eram comercial. Dacă nu-ți convine că comercial, poți să nu te mai uiți. Dacă nu-ți convine că așa, bă, nu te mai uita, frate. Eu nu stau aici să eu, fac content. Dacă vrei să te uiți la contentul meu, te uiți. Dacă nu, pur și simplu pleci. Nu acum să stăm, să nu deschidem o grămadă de apoi ca să intrăm într-o grămadă de a, că, că ruțe, vedem care e subiectul ascuns. Nu, frate. Am zis chestia asta cu mulțumesc tuturor și vă mulțumesc pentru așa. Bă, sincer, bă, suportul te motivează. Ce înseamnă suportul? O să vezi că oamenilor chiar le place, bă, atunci să zici, bă, frate, nu le mulțumesc. Le pur și simplu zici, bă, frate, chiar le-a plăcut. O să mai fac. Nu le zici, vă mulțumesc. Că nu n-au, venit numai din, nu știu, America până în România să te salute și după au plecat, ca să, mul să ți dea ceva și după au plecat, să zici, da, bă, mulțumesc, bă, vă, mul îți mulțumesc mult. Nu vrea să zici, bă, frate, de chiar le-a plăcut, a mers bine, na, frate, hai să mai fac, na, asta e nu că vă mulțumesc tuturor. Mă rog, acum e o chestie comună între noi youtuberi cu ghilimele, acum are de ghilimele, dacă mă înțelegeți. <sus> Uh, stai să văd dacă mai aveam ceva de punctat, uh, trebuia să-mi fac un de aici și să văd ce am de punctat um, Am punctat faptul că toată lumea, um, acum, a ah, da, voiam am să mai punctez faptul bă mai am întrebat unii pe sky bă, eu cu ce să fac frate, vreau să fac așa, dăm și mie niște sfaturi Bă, dacă ar fi să fac un sfat, ar fi să încercați să nu mai începeți cu Minecraft sau Dacă începeți cu Minecraft, bă, să fie ceva neobișnuit neobișnui frate, nu să fie încep Minecraft cu o mapă de parcur, că e plictisitor. Sau să încep Minecraft jucând de TMCHG, nu frate, încearcă în Minecraft, dar nu știu, fă și tu o parodie, fă un videoclip editat, fă și montajele s-au dus, că fă... nu mai sunt la modă montajele degeaba. Fă, fă ceva care să te distingă de toți, să fii tu la mai bun, asta, asta fă, încearcă să faci. Uh, pf, na, asta a fost părerea mea. Uh, îmi asum toate riscurile, oricum uh, am văzut că în episodul trecut, bă, s-a uitat destul de mulți oameni, sincer să fiu, uh, am început și eu cu sincer să fiu, da, chiar, uite, pot să spun, bă, când am să intru azi și văd 900 și ceva de aproape 1000 de vizualizări, văd, bă, bă, frate, na, înseamnă că oamenii chiar au înțeles ceva, uite, fix, lasă-mă, bă, înseamnă că unii au înțeles ceva, după aia m -a dat în comentarii, și de alții n-au înțeles ceva, dar totuși, mă bucur că totuși au urmărit videoclipul, știi, bă, e ca și un vorbești jumătate de ori, nu înțelegi, dar faci cum vrei tu. Asta e frate, asta e ce poți să faci um, Și da bă, uh, nu vreau să uh, Înțelegi, eu nu, nu vreau să mă cert Cu nimeni sau să fac așa Bă frate, eu oricum Singur am crescut, pot să merg și singur Mai departe, că eu nu depind de cineva uh, Să fac colaborări Că dacă nu fac colaborări, nu frate Asta e, oamenii s-au uitat la mine Făcând singur videoclip Pot să continui făcând singur videoclip Există o grămadă de alți youtuberi și prin România de la 10.000 până la pf, nu știu 80 100.000 care nu au făcut colaborări. Nu fac pentru că nu vor, nu, nu le place, da. Vrei să crezi singuri ca și cum de ce nu face la promovări? Uite frate că nu vrea, na, nu știu. Nu vrea el să facă promovări, că știi el motivul. Așa și cu colaborările astea. A, nu înțelegi greșit că nu vreau să fac colaborări, bă, îmi place. Dar a, o, cala, o colaborare e în sensul că când cine mă gândesc, bă, uite, ar merge o colaborare cu ăsta. Îl întrebă, bă, vrei să facem colaborare? Dacă vrea, o să îmi dea el mesaj înapoi. Când o îmi da, o să îmi dea. Nu mă duc să-l stresez, bă, hai să filmăm, hai să filmăm. Cu prietenii mai făceam asta, gen cu pain, cu ăștia, mi ziceam, hai, bă, dată, hai, dată, că zicea că filmăm în episod și eu chiar aveam nevoie de zice, hai, frate, o dată, hai, hai, și-l băteam la cap, știi? se cam. Uh, în schimb, dacă îl nu o să meargă, pentru că l-am stricat și nu mers, au venit după mult timp să filmăm un episod, uh, de asta, încearcă să nu depinzi de alții, e, nu știu, e părerea mea, tocmai de asta, uh, îmi place să fac colaborări, e ok, în schimb, limită, uh, cu limită, nu, cei e prea mult strică, da, nu um să stau acum să fac cu toată lumea, pentru că dar uh, mai fi canalul meu, știi, adică, băi, colaborări, ce, ce vede lumea prin colaborări? Uh, Acum, prin colaborările de mai de mult, de cu 2-3 ani se înțelegea amuzament, videoclip mai foolish, mai știți, mai full control, adică mai plin de, nu știu, satisfacție, de, amuzament, de umor, de, nu știu, aventură, ce mai fi în episodul ăla. prin colaborări se înțelege creștere. Creștere ce înseamnă? Bă, dacă colaborez cu mine, sus mei, mai vin la sub stăi. se unesc cu sub și vin la tine, știi? de-aia, promovarea reciprocă e ok. Mie, eu, mie îmi place termenul de promovare reciprocă. Adică, dacă știu că pot să-l bă, la ajut, frate. Zic, uite, treci și pe la el, frate. Da, dacă mi-e prieten, da, frate, așa. Sau dacă mai voi de astea care trece, frate, și pe la el. Ce poate să-i se întâmple? Că nu-i nu dau 10.000 de euro fără să-i mai bine, că ar fi bani acum, nu bani. Îți dau gen ceva la care chiar țin mult, dar nu bani, că bani nu, nu, altceva. Ca și cum, ne-aș da o persoană dragă, atunci m-ar dorea, știi, dar dacă așa, da, frate, ce poate să-mi fac, la, un dat pasajul să ajung să mă treacă. Bravo, frate, mi-aduc aminte că eu l-am ajutat cândva. E, mă înțelege, nu e chestia aia de egoism, egoism sau egoism sau chestii de genul. da, uh, asta e diferența dintre ce, e acum și ce era acum 2-3 ani, deci am punctat faptul de uh, ce, se, ce colaborări, ce însemnau videoclipuri, videoclipurile, cum erau videoclipurile, și cum se manifestau uh, atunci. Adică dar mea, când făcea videoclipul, bă, era parcă era, parcă eram pe altă planetă, frate. Încă mi-aduc aminte cum, bă, lumea începea episodul, bă, se distrau, frate, făceau, bă, și era o poftă, frate, te prindea episodul ăla și nu puteai să abia așteptai următorul episod, mă înțelegi? Uh, acum, din perspectiva mea, poate sunt și alții, dar din perspectiva mea, acum parcă nu mai e la fel, nu știu, nu, nu parcă nu, zic, uh, la o chestie, uite, hai să zic la ce aștept, să zicem Nick Bunyan, uh, alea cu failuri, uri uh, Clutches and Fails, bă, eu chiar aștept un episod nou, acolo chiar aștept, vreau, chiar vreau să văd, sau, uite, la Brade, acolo chiar vreau să văd un episod nou, pentru că nu dă drumul la filmare și lasă pornit, mă înțelegi, editează, face chestii, contează și editurile alea, în schimb, dacă ar fi vă da, uite, zicem Fails, de la Nibania, asta e un exemplu Da, uite, la chiar aștept frate, nu e așa ceva monoton Da, bine Na, uh, oricum Conta și atitudinea de atunci era altfel Parcă nu știu, atunci chiar voiai să ajungi la un scop Acum vrei să ajungi numai la o anumită Sumă de subs Uneori ca să zic, hai să fiu cunoscut Sau ceva în genul Da, mă rog, sper că am, nu știu Atât am putut eu să punctez în episodul ăsta Fiecare înțelege ce vrea Repet din nou și eu vă dau cu pace și ne revedem uh, în alt episod. Vă salut, fraților.